găsit, dragii noștri telespectatori! Și astăzi vă prezentăm o ediție dedicată sărbătoririi celor 65 de ani ai televiziunii române. Și cum era firesc să marcăm această sărbătoare în emisiunea Tezaur Folcloric, care și ea, la rândul ei, se apropie de 40 de ani de existență pe micile ecrane, decât cu interpreți care și-au dedicat viața cântecului românesc, care prin exemplul lor au creat adevărate modele de comportament artistic în domeniul folclorului muzical românesc. N-aș vrea să vă dezvălui identitatea interpretei noastre, ci să vă spun doar atât. A adus cântecul mușcelean în televiziunea română și în inimile dumneavoastră la cel mai înalt și frumos nivel de exprimare. Comportamentul artistic demn și încărcat de emoție și de frumusețe artistică o recomandă ca pe un adevărat exemplu pentru tânăra generație. A văzut în evoluția artistică nu doar o simplă manifestare pe scenă sau în fața publicului iubitor de folclor, ci ca pe o adevărată misiune de a cultiva, a educa și a promova valoarea. Ținuta artistică, ținuta vestimentară ne amintește de reginele României care își dorm somnul de veci chiar pe meleagurile de unde vine interpreta noastră. Să o ascultăm, să o privim, să ne încărcăm sufletul de frumusețe, de adevăr și de acea noblețe cu care se prezintă întotdeauna în fața publicului românesc. Traiele minunate nu sunt în alte sate. Elisabeta Turcu Juverdeanu, iată-o din nou aici în televiziunea română. O veți asculta în continuare cu gândurile ei, cu dorințele ei de a vă alina sufletul
cu cântecele venite de acasă, din familie, pentru că ea s-a manifestat în domeniul artistic pe scena Căminului Cultural din Corbeni, județul Argeș. La vârsta de 18 ani, a concurat la Festivalul de Doine și Balade din Slatina, județul Olt, unde a și rămas ca interpretă angajată a ansamblului Doina Oltului. Parcursul artistic s-a desfășurat ca o încununare a dorinței de afirmare prin muncă, prin talent, astfel că în 1979 devine interpretă solistă a ansamblului Doina Armatei, de unde a pornit în lumea largă cântecul ei, pe care l-a adus cu atâta dorință de a se exprima prin frumos și prin cântecul de acasă. Neicuță din Argeșel, măi neicuță, voinic înalt frumușel, măi, Argeșene, argeșene, vino seara mai devreme, hai dorule, florile de tei, că mi-e dor de ochii tăi, mă. Te-aștept, puiule, în grădină, dorule, noaptea când e lună plină, hai dorule, floare de bujor, să ne iubim cu mult dor, mă. Vino, neicuță, cu calul, măi, neicuță, și-amândoi să trecem de alu. Dragostea, mă, hai, dorule, mi-e drag să trăiesc cu neicuța ce-l iubesc, măi. Sunt plină de emoții astăzi pentru că am pășit cu drag și cu amintiri frumoase la televiziunea română. Am foarte multe imprimări la Radio București, cântece adunate de-a lungul anilor din zona Argeșului și Mușcelului. Le-am căutat prin satele acestei zone frumoase și am adus cântecul popular muntenesc, așa, de la izvor, cum îmi place mie să spun. Totodată mi-am adunat și costumele din zona Argeșului și Mușcelului și întotdeauna am apărut cu nelipsita și frumoasa maramă și neprețuita maramă pe care nu am întâlnit-o în niciun colț al lumii. Sunt mândră că port costumul meu muntenesc și mi-e drag să cânt îmbrăcată în aceste nestemate, cusute la lumina lămpii de către mâinile dibace ale femeilor, ale țărâncilor din satele mușcelene și argeșene. Stau la umbra mea, stă că m-a ajuns.
De-a lungul anilor, a peste 45 de ani de cântec, am fost solista ansamblului Doina al Armatei angajată, dar am colaborat cu foarte multe orchestre din țară, aproape cu toate orchestrele din țară, am cântat alături de cei mai mari interpreți ai cântecului popular, am făcut multe, multe turnee alături de dumnealor și alături de soliști din generația mea. Eu sunt fată din Valeni, iar eu fată din Corbeni, măi. Eu din Plaiul Prahovean, eu din Plaiul Argeșan, măi. Semănăm ca două flori, dar noi nu suntem surori, măi. Numai cântecul ne leagă și-l cântă la lumea întreagă. Prunule cu creanga-n vânt, măi, lasă-ți frunza la pământ, măi. Să-mi săruți pământul meu, măi, cum îl sărutam și eu, măi. Satul meu de lângă munte, dor, puiule, dor și iar dor. Unde-s brași și flori mărunte, dor, puiule, dor și iar dor. Unde cântă cucul vara, dor, puiule, dor. De cu zor și până seara, dor, puiule, dor. Tot la fel cântam și eu, dor, puiule, dor și iar dor. Când eram în satul meu, dor, puiule, dor și iar dor. Mă urcam în vârf de munte, dor, puiule, dor. Dor, puiule, dor. Facem așa o turturea, dor, puiule, dor. Să zbor la căsuța mea, dor, puiule, dor. Ce viba de târziu, ori măi, dorule, dor. Ori de ție dor, măi, dorule, dor. Bază mândră mi-e dor tare, nu pot trece apa-i mare, dorule, dor. Bază mândră mi-e dor tare, nu pot trece apa-i mare, dorule. Când îmi vine icuță-n gând, măi, dorule, dor. Mă leagă ca frunza-n vânt, măi, dorule, dor. Și când îmi apar în cale, parcă soarele răsare, dorule, dor. Și când îmi apar în cale, parcă soarele răsare, dorule. Elisabeta Turcu Juverdeanu este una dintre cele mai îndrăgite interprete ale muzicii populare românești. Nu numai atât, de-a lungul timpului a evoluat foarte frumos, având dorința de perfecțiune
și repertoriul ei este strălucitor, este profund, este substanțial, format din doine, din cântece de leagăn, cântece de dragoste, perim de horă, peritm de sârbă. Nu a uitat obiceiurile pe care le-a trăit alături de familie, de consăteni, să le toarne în frumoase versuri populare și în melodii care au echilibrul lor clasic, au curățenia lor atât în melodie, în ritm, cât și în vers, aceea a naturii în care a crescut și a evoluat. Foaie verde pe linită, saltă sârba-n poienită, sârbă mândră muntenească, ce mă ascultă să trăiască. Foaie verde pe linită, saltă sârba-n poienită, sârbă mândră muntenească, ce mă ascultă să trăiască. Hai, hai, neicuță, hai, hai la munte sus pe plai, hai, hai, neicuță, hai, că a venit luna lui mai. Joacă mâineicuță bine, că mă prind și eu cu tine. Joacă sârba mărunțel, ca la noi, ca la mușcel. Joacă mâineicuță bine, că mă prind și eu cu tine. Saltă sârba mărunțel, ca la noi, ca la mușcel. Hai, hai, neicuță, hai, hai la arge sus pe plai. Hai, hai, neicuță, hai, că a venit luna lui mai. Cine fluieră și cântă, nu i-ar fi lumea urâtă. Mi-e drag să cânt și să joc cu românii la un loc. Cine-n viață n-a jucat, n-a trăit cu adevărat. Dar eu neică joc și cânt, că mi-e drag pe al meu pământ. Hai, hai, neicuță, hai, hai la munte sus pe plai. Hai, hai, neicuță, hai, să mă-ntăleg cum ieri la-n gărai. Hai, hai, neicuță, hai, hai la arge sus pe plai. Hai, hai, neicuță, hai, că a venit luna lui mai. Debutul la Căminul Cultural din Corbeni, Argeș, a fost un moment deosebit care a orientat-o către îmbrățișarea acestui domeniu. Nu este un domeniu ușor, este un domeniu care necesită mereu o gândire creatoare, mereu un calm și o serenitate pe care Elisabeta Turcu a luat-o din picturile de la Curtea de Argeș, din calmul oamenilor de la munte. Hai, hai, dorule, dor, și iarba cu brebenei. Hai, dorule, dor, turmele de miorele. Hai, hai, dorule, dor, și iarba cu viorele. Hai, dorule, dor. Și cu cojocul, hai, hai, dorule, dor, mămăliga și cu focul, hai, dorule, dor, cașul dulce și jintița, hai, hai, dorule.
dorule dor, și burra de la Băcița, hai dorule dor. Munților, hai, hai, dorule, dor, munților, carpaților, hai, dorule, dor, că inima de cioban, hai, hai, dorule, dor, e cât roata de la car, hai, dorule, dor, dragilor ciobanilor, hai, hai, dorule, dor, eu vă cânt cu mare dor, hai, dorule, dor, cântece de șalean, hai, hai, dorule, dor, că și tata a fost cioban, hai, dorule, dor. Elisabeta Turcu-Juverdeanu ne este o prietenă dragă. În concertele radiodifuziunii române de la sala radio, dar și în concertele organizate de radiodifuziunea română cu Orchestra Populară Radio, iată, mai ales dirijată de Paraschiv Oprea, iar ulterior de Adrian Grigoraș, în alte locații. Dragostea pentru public este o caracteristică, este definitorie pentru un interpret autentic. Pentru că publicul impune o perfecționare continuă, o prezență spirituală și afectivă continuă în fața lui sau la microfon. Elisabeta Turcu-Juverdeanu, așadar, este un exemplu, un model de urmat pentru tânăra generație și nu întâmplător Argeșul este și el, asemenea Maramureșului, Bucovinei sau Banatului, un conservator de tradiții, de muzică, de talente și de tineri care urmează această cale a cântecului popular. La mulți ani, multă sănătate, să se bucure de familia pe care o iubește foarte mult și pe care o cântă, să se bucure de amintirile frumoase pe care le are
de-a lungul turneelor și prietenilor în cântecul popular românesc. Mereu zici, poate o să treacă. Știi să faci haz de necaz, te ridici de jos în caz. Și la orice supărare, cântecuți alinare, toate să le treci cu bine, fruntea sus, frate. Doamna Elisabeta Turcu, toate colaborările noastre care le-am avut și pe scenă și în studiourile de înregistrări au fost niște clipe extraordinare pentru mine personal. În cântecele dumnei întâlnești dorul, dragostea de pământul natal, de ținutul natal și vezi pe fața publicului că trăiește clipele acelea deosebite pe scenă. În toate colaborările noastre am descoperit o persoană deosebită, cu un suflet mare. Sper ca și de acum încolo să colaborăm pe scena radioului și în studiourile radioului și să avem aceeași colaborare frumoasă și aceleași întâlniri deosebite. Și la noi, dar nu-s frumoase ca voi, mă. Pasă-mi fete în sat la mine, dar nu-s frumoase ca tine. Pasă-mi fete în sat la mine, dar nu-s frumoase ca tine. Părul tău cel mătăsos, mult e mândru și frumos, mă. Părul tău cel mătăsos, mult e mândru și frumos, mă. Și dacă l-ai vizionat,
am o legătură foarte frumoasă cu generația tânără. Mi-e drag să fiu înconjurată de ei, pentru că mă hrănesc din tinerețea lor, din tonusul lor bun. Am făcut multe turnee alături de tineri interpreți, cum ar fi Ilie Caraș, un tânăr moldovean venit din părțile Cernăuților. Am colindat țara, Europa și nu numai. Mi-a fost drag acest interpret pentru că iubește cântecul popular, a adus cântece frumoase din zona lui, păstrează costumul tradițional din zona lui și, mai mult decât toate, este un om credincios. Îi doresc mult succes și să rămână așa modest și implicat în ceea ce face pentru cântecul popular tradițional. De asemenea, din zona Munteniei sunt foarte mulți soliști, dar de data aceasta am invitat-o alături de mine și mi-este foarte dragă Letiția Boroi, o fată tânără, frumoasă, venită din părțile Argeșului de Sud. Și ei doresc tot binele, să iubească cântecul popular și, la fel, cum am spus și mai înainte, să rămână același copil modest, frumos la suflet. Tuturor tinerilor le doresc să iubească cântecul popular. Dacă iubești cu adevărat cântecul popular și nu te gândești la părțile materiale, atunci vei merge pe drumul frumos în grădina cântecului popular. Cântă-și-n grădina mea, of, cucule,
dă-i sărbaca la noi. O joacă românii mei, că sunt oameni inimoși, harnici, veseli și frumoși. Asta-i sărbaca la noi. O joacă muntenii mei, că sunt oameni inimoși, harnici, veseli și frumoși. Hai la jocul românesc, că și eu știu să-l pornesc, și-l pornesc să nu mă-ntreacă nimeni neacă, sunt munteancă. Hai la jocul muntenesc, că și eu știu să-l pornesc, și-l pornesc să nu mă-ntreacă nimeni neacă, sunt munteancă. Cine joacă sârbele, nu i-ar pieri numele, că știu cum să trăiască și cum să se veselească. Cine joacă sârbele, nu i-ar pieri numele, că știu cum să trăiască și cum să se veselească. Hai la jocul românesc, că și eu știu să-l pornesc, și-l pornesc să nu mă-ntreacă nimeni neacă, sunt munteancă. Hai la jocul muntenesc, că și eu știu să-l pornesc, și-l pornesc să nu mă-ntreacă nimeni neacă, sunt munteancă. Inimă bună să-și facă, că și eu cu ei de mână îmi fac inima tot bună. Să trăiască cine joacă, inimă bună să-și facă, că și eu cu ei de mână îmi fac inima tot bună. Hai la jocul românesc, că și eu știu să-l pornesc, și-l pornesc să nu mă-ntreacă nimeni neacă, sunt munteancă. Hai la jocul muntenesc, că și eu știu să-l pornesc, și-l pornesc să nu mă-ntreacă nimeni neacă, sunt munteancă. Doamna Elisabeta Turcu, vă iubesc, vă prețuiesc și vă asigur de toată prietenia mea sinceră și curată. Doamna Elisabeta este un model pentru Argeș, dar este și un om foarte credincios și un sfetnic bun al meu. Vă îmbrățișez. Marea doamnă cântecului popular, Elisabeta Turcu Juverdeanu, o admir nespus de mult, o iubesc, este ca a doua mea mamă. Mi-a oferit foarte multe sfaturi prețioase, a fost alături de mine în multe momente din viața mea și o consider un model de artist, de mamă, soție și îi doresc din suflet să fie sănătoasă și la cât mai multe cântece. S-a strâns lumea pe imaș, tăi-ră-ră, tăi-ră, tăi-ră, lângă scripte și un dobaș, tăi-ră-ră, tăi-ră, s-o dat vestea până la Iași, tăi-ră, 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 când o scripte și un dobaș, tăi-ră, tăi-ră, tăi-ră. Bun găsit, oameni buni, ăsta-i joc de la străbuni, gospodar și flacă ești, țăra sunie până la Iași. Bun găsit, oameni buni, ăsta-i joc de la străbuni, gospodar și flacă ești, țăra sunie până la Iași. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate din tijor. Tropa, trop, hai da mândrilor și strigăm pe rând, roată chiuim. Chiuiți cu strigătură, că de asta aveți gură, chiuiți mândrilor toate cu papa și eu l-am dat. Pământ se bate muna, șereram, tăieram, tăiera, și rugăm la scârcă strună, șereram, tăierera. Eu bat una mândră, două, șereram, tăieram, tăiera, și începem dragostea nouă, șereram, tăierera. Două iași încă trei, joacă mândră așa cum știi, că eu te învârtă și stric și la tăi te sprii și apuri. Două iași încă trei, joacă mândră așa cum știi, că eu te învârtă și stric și la tăi te sprii și apuri. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate de chișor. Tropa, trop, hai da mândrilor și strigă pe rând, roată chiuie. Prișa puțin la cântat și mi-n treacut la jucat, dar pe și ne-am sărutat, dar nu te-s dorul și-o oftat în mă. Frumos joc e pimaș, tăi-re-ream, tăi-ream, tăi-ream, lângă scripcă și un dobaș, tăi-re-ream, tăi-re-ream, râde inima în mine, tăi-re-ream, tăi-ream, tăi-ream, covinit atâta lume, tăi-re-ream, tăi-ream, bucuros că mi-am găsit.
găsit, mândră bună de iubit, frumoasă și dinia-n bun, pot să-mi caut de azi nu. Bucuros că am găsit, mândră bună de iubit, frumoasă și dinia-n bun, pot să-mi caut de azi nu. Trompa, trom, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate din Chișon. Trompa, trom, hai da mândrilor și strigăm pe rând, roată chiuie. Tot așa, tot încă una, mă! Cicoare, azi e sărbătoare, se adună lumea, jucăm până lunea, lunea dimineață, când se lasă ceață, poteca răsună de chiuitură. Hora-i muntenească, cu lume aleasă, cu flăcăi și fete, jucăm pendelete. Hora-i muntenească, cu lume aleasă, gospodari de seamă, de viță munteană. Și din case, fetele frumoase și-au pusut pe poale florile din vale. Eu și eu, neicuță, tot pe potecuță, frunza cea din vie, dragostea ne-o știe. Hora-i muntenească, cu lume aleasă, cu flăcăi și fete, jucăm pendelete. Hora-i muntenească, cu lume aleasă, gospodar de seamă, de viță munteană. Jucam în horă și astăzi sunoră, inima încântă, neica mă ascultă. Hora-i muntenească, cu lume aleasă, cu flăcăi și fete, jucăm pendelete. Hora-i muntenească, cu lume aleasă, gospodar de seamă, de viță munteană. Pentru televiziunea română, pentru tezaur folcloric, an mulți cu multe împliniri, cu multe emisiuni frumoase. Tezaur folcloric are în lada de zestre a neamului românesc tot ce este mai frumos în cântecul popular românesc. La mulți ani, emisiuni frumoase, public drag și prin cântecele noastre să aducem un strop de mângâiere celui care ne ascultă. De credință, plină de istorie și de biruință. La mănăstirea curții se odihnesc în veci, din vița cea străbună ai României reci. Legenda lui Manole răsunet și-afla, că-n zidul mănăstirii pe Ana jertfa da. Trecutau vremuri grele peste Argeșul, pe sterge și-au curs lacrimi, dar neamul ne-nfricat. Când apărau credința, de strajă ei au stat. Tu, scumpă Românie, cu sfântul tricolor, astăzi slăvește-n cântec creștinul tău popor. Muzica.
și-au dat, au înfruntat dușmanul și pacea ne-au lăsat. Asclopote răsună în amintirea lor, românii toți se adună cu drag de dorul lor. Ajută-ne, prea sfântă, să nu mai rătăcim și frați români de-a pururi în veci de veci să fim. Elisabeta Turcu Juverdeanu, un nume pentru folclorul românesc, un nume care a adus aici, în televiziunea română, nu doar cântecele și chipul ei frumos, ci și acel spirit al omului din Mușcel, învățat să răspândească bunătate, generozitate, frumusețe, prin toate calitățile lui umane. Vă mulțumim, doamna Elisabeta Turcu Juverdeanu, vă mulțumim pentru că și astăzi, când noi în emisiunea Tezaur Folcloric marcăm cei 65 de ani ai televiziunii române, sunteți alături de noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric. Urmăriți Tezaurul Folcloric pentru că doar aici veți avea prilejul să vă întâlniți cu adevăratele tezaure ale cântecului popular românesc, ale folclorului neamului nostru. Cu bine, pe săptămâna viitoare!